dar la care număr este? Dar iaște număr sau nu iaște număr, domnule? Dar pe stânga sau pe dreapta, nu, vă rog să spuneți că așa nu pot. Acesta este Haurențiu. De două săptămâni încoace, Haurențiu încearcă să se tundă, dar frizeriile la care merge sunt fie închise, fie preaglomerate, fie deservesc doar mirese. Haurențiu este disperat. În disperarea lui, Haurențiu a găsit o soluție de avarie. Va merge să se tundă la prietenul șefului, vecinului unui văr de-al Pirandei, care și-a deschis un salon la el acasă. Halo! Ia-ște gazdă, domnul! Halo! Da. Bună ziua, avem Bactalie. Da. Domnul, ai venit ca să tundă. Nu, mersi, eu mă rad în cap. Domnul, nu, eu tundă, domnul, la mine tundă, pe bine, per. Nu vezi că cum arăt? Ai zice lumea că aici ia-ște cineva care tundă. A, hai, nu-ntru să nu te vadă nimeni. No. Bună ziua. Șterge. Ajunge, ajunge. Ia loc. Oriunde. Mulțumesc frumos, domnul. Vrei o cafea? Nu, domnul dragă, mulțumesc. Nu vreau nici cafea, nici ceai, că nu-i avion. Vreau numai ca să tundă odată pe mine, că nu vei că cât păram, domnul. A crescut deja și a intrat înapoi în ureche ca cum îi vată. N-am auzit că când a vorbit Piranda cu mine. A întrebat de una alta, nimic că nu am auzit. Bine, stai acolo că vin imediat. Numai să beau o cafea, că nu pot să fac nimic fără ea. Nu, domnul dragă, gata cafeaua, veniți ca să tundă. Acum. Hai că parcă-și face efectul. Na, bun. No, bine. Să fac, vă rog, să... Domn... Domnul dragă, ia-ște bine! Înăuntru acolo că am ninoase ca și când cineva a murit la înăuntru. Domnul! Da, da. Neam. Nu, putem casă. Bine, mulțumesc frumos. Nu, haide odată, domnul frizer, nu supăra, dar vine seara, n-o terminăm astăzi. Eu nu sunt frizer, eu sunt hair stylist. Nu, de cam o, și care e aștia diferență? De bani. De câtă bani? De vreo 50 de lei. Nu mișcați. No, bine, domnul hair stylist, nu supărați, dar vă rog frumos că îmbătrânesc aici, domnul. Dar până tundeți dumneavoastră într-o parte, crește în celălaltă. Să știți că în condițiile astea eu nu pot face performanță. Domnul, nu trebuie face performanță, domnul. Trebuie face perciune și breton, de cam. Deci chiar nu mai există oameni care să aprecieze the quality. Deci, cum e? Deci, e bine. Ce e asta? Asta!
Asta este fashion de ultimă oră, domnul. Păi eu mă chinui să creez o operă de artă și tu o acoperi? Ieși imediat afară că mă enervez, că nu știu ce-ți fac. Nu știi ce fac? Zic eu că ce faci. Iei de aici și de aici și pierdut la ceafă, domnul. Ce pierdut? Că nu știu. Măi, hai. Lăsați, numai bine, sănătate să aveți. Tu să ai. O situație neplăcută, o situație stânjenitoare, o situație trasă de păr. O situație care putea fi evitată dacă Haurențiu se programa la un tuns prin aplicația Styler. Ce ai zis, mă, față palidă? Prin aplicația Styler te poți programa la orice fel de tuns și poți alege dintre sute de frizerii și saloane. Totul e foarte simplu și elegant. Nu, no, no, bine, dar numai acum mi l-o zici de bravo, ai Styler ăsta. Până acum unde ai fost? Aude, dar aici la Styler se poate și la femeie. Că muiarea mea tot umblă unde vrea mușchiul și trebuie să umblă unde vrea mușchiul meu. Că programez eu, nu programează ea. Da, este și pentru doamne. No, bun atunci. Dar învață că cum să fac să am și eu. Trebuie doar să instalezi aplicația pe telefonul mobil. Ah, no, bine, lasă că de aici știu, dig la el, mă învață să aplic. Du-te, mă, și bronzează-te.